vorbit a doua oară lui Iona astfel. Scoală-te, du-te la Ninive, cetatea cea mare, și vestește acolo strigarea pe care ți-o voi da. Și Iona s-a sculat și s-a dus la Ninive după cuvântul Domnului, și Ninive era o cetate foarte mare, cât o călătorie de 3 zile. Iona a început să pătrundă în oraș, cale de o zi, strigând și zicând: încă 40 de zile și Ninive va fi nimicită. Oamenii din Ninive au crezut în Dumnezeu, au vestit un post și s-au îmbrăcat cu saci, de la cei mai mari până la cei mai mici. Lucrul a ajuns la urechea împăratului din Ninive, el s-a sculat de pe scaunul lui de domnie și a scos mantia de pe el, s-a acoperit cu un sac și a așezut în cenușă. Și-a trimis să dea de știre Ninive din porunca împăratului și mai marilor lui următoarele: oamenii și vitele, animalele, boii și oile, să nu guste nimic, să nu pască, nici să nu bea apă deloc, ci oamenii și vitele să se acopere cu saci, să strige cu putere către Dumnezeu și să se întoarcă de la calea lor ce ar ia și de la faptele de asuprire, de care le sunt pline mâinile. Cine știe dacă nu se va întoarce Dumnezeu și se va căi și dacă nu își va opri mânia lui aprinsă, ca să nu pierim. Dumnezeu a văzut ce făceau ei și că se întorceau de la calea lor ce avea. Atunci Dumnezeu s-a căit de răul pe care se hotărâse să îl facă și nu l-a făcut. Capitolul 4. Lucrul acesta n-a plăcut deloc lui Iona și s-a mâniat. S-a enervat. S-a rugat Domnului și a zis: ah, Doamne, nu este aceasta tocmai ce ziceam eu când eram încă în țara mea? Tocmai lucrul acesta voiam să-l înlătur, fugând la Tars, că știam că ești un Dumnezeu milos și plin de îndurare, îndelung răbdător și bogat în bunătate și te căiești de rău. Acum, Doamne, ia-mi viața, căci vreau mai bine să mor decât să trăiesc. Domnul a răspuns: bine faci tu de te mâni. Și Iona a ieșit din cetate și s-a așezat la răsărit de cetate. Acolo și-a făcut un umbrar și a stătut sub el până va vedea ce are să se întâmple cu cetatea. Domnul Dumnezeu a făcut să crească un curcubete care s-a ridicat peste Iona ca să-i facă umbră capului lui și să facă să-i treacă mânia. Iona s-a bucurat foarte mult de curcubetele acesta. Dar a doua zi, la răsăritul soarelui, Dumnezeu a adus un vierme care a înțepat curcubetele și curcubetele s-au uscat. Când a răsărit soarele, Dumnezeu a făcut să sufle un vânt uscat de la răsărit și soarele a bătut peste capul lui Iona și Iona a leșinat. Atunci a dorit să moară și a zis: mai bine să mor decât să trăiesc. Dar Dumnezeu a zis lui Iona: bine faci tu de te mâni din pricina curcubetelui. El a răspuns: da, bine fac că mă mâni, că mă enervez până la moarte. Atunci Domnul a zis: ție ți este milă de curcubetele acesta care nu te-a costat nicio tundă și pe care nu tu l-ai făcut să crească, ci într-o noapte s-a născut și într-o noapte a pierit. Și mie să nu-mi fie milă de Ninive, cetatea cea mare, în care se află mai mult de 120.000 de oameni care nu știu să deosebească dreapta de stânga lor, afară de o mulțime de vite. Amin. Măi, vi se ocupați locurile. Capitolul 3 din cartea Iona începea cu această expresie frumoasă: cuvântul Domnului a vorbit a doua oară lui Iona. Frați și surori, cuvântul Domnului ne-a vorbit nouă și a doua oară, și a treia oară, și a câta oară ne vorbește cuvântul Domnului, ori de câte ori venim aici la casa Domnului. Și de fiecare dată când Dumnezeu ne vorbește, asta înseamnă că Dumnezeu ne mai dă încă o șansă. Ce bine că Dumnezeu încă mai vrea să vorbească cu noi. Încă Dumnezeu nu este atât de supărat pe noi ca să întoarcă spatele, să nu mai ne salute, să nu mai vorbească cu noi. Noi când suntem supărați, eu nu fac asta niciodată, unii nu mai salută, se mă uită mai urât sau evită să te privească, evită să-ți vorbească. Așa-i? Nici nu am cuvinte la astfel de atitudini, pentru că sunt sub nivelul uman, nu e vorba de nivel de pocăință, sunt sub nivelul uman. Și cred că ar trebui să
ne corectăm dacă avem astfel de atitudini, dar mulțumim lui Dumnezeu că El încă ne mai vorbește și încă nu e așa de supărat pe noi încât să nu mai ne vorbească. Asta este ideea textului. Cuvântul Domnului a vorbit a doua oară lui Iona și în seara aceasta cuvântul Domnului o să ne vorbească și nouă, cred. Dintre multele cuvinte pe care Dumnezeu le-a adresat lui Iona, avem o întrebare pe care Dumnezeu cred că o are pentru fiecare din noi în seara aceasta. Avem o întrebare din partea lui Dumnezeu. Știți care e întrebarea? Bine faci tu când te enervezi? Bine faci tu când te mâni? Cred că Dumnezeu vrea să ne întrebe pe toți și începe cu mine. Bine faci când te enervezi. Nu vreau să folosesc cuvântul bine faci tu când te mâni, că este destul de cosmetizat. Aproape că l-am botezat. Aproape că l-am pocăit. Haideți să vorbim în limba română, că sună mai românește. Ne enervăm, așa-i? Mai și copiii spun nu mai tot enerva, așa-i? Spun soțiile câteodată, sau soții, ce mă tot enervez atâta? Nu spun. La muncă, unii își permit, nu? Ăsta mă tot enervează. Și face aluzie la un coleg, sau la colegă, sau la șef. Mă tot enervează. Dragii mei, discutăm în seara aceasta despre o întrebare pe care Dumnezeu are pentru noi și Dumnezeu ne întreabă în seara aceasta: bine faci tu când te enervezi? După ce m-am pocăit în anul 1992, aveam 18-19 ani când am început să-L caut pe Dumnezeul acesta care s-a descoperit mie și dumneavoastră ca un Dumnezeu îndelung răbdător. Și după ce m-am întors la Dumnezeul acesta îndelung răbdător, să știți că El te face să fii ca și El. Chiar mă gândeam, ani de zile nu m-am enervat niciodată. Ani de zile, nu o săptămână, nu două, nu trei, nu o lună. Ani de zile nu m-am enervat niciodată. Acum, să nu credeți că mă pot compara cu Moise. Despre Moise, Biblia vorbește la superlativ, că a fost omul cel mai blând de pe fața Pământului, dar și omul acesta cel mai blând de pe fața Pământului s-a întâmplat într-o zi că s-a enervat și el. Și nu numai că s-a enervat, a făcut o prostie mare de tot. Că a făcut crimă. Pentru că un moment de mânie, de nervi, distruge mult. Când te-ai enervat ultima dată? Te întreabă Dumnezeu în această seară. Când te-ai enervat tu ultima dată? Sau o altă întrebare pe care Dumnezeu are tot dreptul să ne pună. Cât de des te enervezi? Cât de des te enervezi? Pentru că sunt oameni care în fiecare zi de câte vor ești nervoși. Și motive de a fi nervos toată ziua găsești. Și diavolul te ajută să găsești. Cineva a dat un anunț. Caut versete biblice care să justifice consumul de alcool. Știți? Deci caut versete biblice care să justifice consumul de alcool. Zile trecute am văzut pe un păstor la un magazin de aici. Era alimentar și și-a luat o sticlă. Era ceva alcool. Dar revenim la întrebarea asta, la anunțul acesta. Caut versete biblice care să justifice mânia mea. Așa e că noi am găsit imediat. Păi Domnul Iisus a mâniat, frate, pentru să fie în Biblie, mâniați-vă și nu păcătuiți. Vreau să văd eu pe omul ăla care se mânie și nu păcătuiește. Când te mânii, pentru că mânia, știți de unde vine? Nu vine de la Dumnezeu și de la Dumnezeu unde lung răbdător. Mânia vine din altă parte. Are o altă sursă. Știți ce spune Cartea Galatenii? Când vorbește despre oameni care nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Vorbește de, printre altele, vorbește și de oamenii care sunt, care se enervează. Mâniile, zafistiile și alte lucruri. Vă spun mai înainte, deja am mai spus, spune Apostolul Pavel, că cei ce fac astfel de lucruri nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Deci suntem într-o situație foarte gravă dacă nu ne pocăim de mânie.
Are Dumnezeu dreptul să ne întrebe când te-ai enervat ultima dată? Bine faci tu că te mâni. Când te-ai enervat ultima dată? Și dacă te enervezi des, lucrul acesta pe mine mă face să trag o concluzie. Vreau să mă mărturisesc, că și păstorii trebuie să mărturisească undeva. Nu știu ce se întâmplă cu mine, rugați-vă pentru mine, că parcă mă enervez mai des ca în primii ani de pocăință. Atunci trebuia să mă gândesc foarte bine când m-am enervat ultima dată. Acum, dacă stau să mă gândesc când m-am enervat ultima dată, vă pot și spune că e ușor. Mă înțelegeți? Are Dumnezeu dreptul să ne întrebe în această seară? Bine faci tu că te enervezi? Și vei găsi justificări. Doamne, m-am enervat că dacă nu ar fi el, ea, tu mă enervezi pe mine. Așa, dar astea sunt replicile copiilor când discută cu părinții. Tu mă enervezi. Dar astea sunt argumente absolut copilărești. De aceea le folosesc copiii. Dar le mai folosesc și noi adulții. Că tu m-ai enervat. Că tu m-ai enervat. Dragii mei, nu ne enervează nimeni. Noi suntem cei care ieșim din voia Dumnezeu prin mânie și ne supărăm. Să ne ierte Dumnezeu. Amin? În această seară aș vrea să privim la câteva categorii de oameni care se mânie. Sunt oameni mânioși pe alți oameni. Apoi, o a doua categorie, oameni supărați pe Dumnezeu. Oameni supărați pe Dumnezeu. Și apoi există o altă categorie de oameni, oameni supărați pe ei personal. Aș vrea să ne vedem în această seară și să vedem, ne regăsim în una dintre cele trei categorii. Sunt oameni supărați pe Dumnezeu. Iona face parte din această categorie de oameni care e foarte supărat pe Dumnezeu. Capitolul 4, versetul 1 spunea: lucrul acesta n-a plăcut deloc lui Iona și s-a enervat. S-a mâniat. Ce nu i-a plăcut lui Iona? Nu i-a plăcut lui Iona faptul că Dumnezeu, care l-a trimis la Ninive cu un mesaj foarte simplu, încă 40 de zile și Ninive va fi nimicit. Va fi nimicită cetatea Ninive. Iona s-a supărat pe Dumnezeu că n-a făcut exact cum a spus. Putea să-i dea și replici: Doamne, tu ai spus încă 40 de zile și Ninive va fi nimicită. Și n-ai făcut cum ai spus. N-ai făcut cum ai spus. Să știți că Dumnezeu, chiar dacă a spus și n-a făcut, Dumnezeu are dreptul și să nu facă. Are dreptul și să nu facă. Dar lucrul acesta n-a plăcut deloc lui Iona, pentru că Iona era evanghelistul acela care s-a dus la evanghelizare la cei mai păcătoși, cei mai cruzi oameni din Ninive, din Imperiul Asirian, erau foarte cruzi. Se spune că erau mai cruzi și ca romanii. Romanii crucificau, așa cum a fost crucificat și Domnul Iisus. Cei din Ninive făceau lucruri mult mai oribile, nu le amintesc, dar erau foarte cruzi, foarte nemiloși. Iona era un naționalist, un evreu din acela care nu se duce la oricine. Doamne, dacă mă trimiți la evanghelizare, eu prefer excursia. Amândouă încep cu E. Numai că excursia întotdeauna se plătește. Aveți cei care au fost în excursia anul acesta. Da. Eu nu am timp de așa ceva. Nu e rău câteodată să te și odihnești. Așa că Iona este supărat pe Dumnezeu că nu face ce a spus oarecum. Dacă vrem să ne supărăm pe Dumnezeu, avem toate argumentele. Dacă diavolul ne și ajută să ni le chiar dă. Sunt oameni, și am văzut atâția oameni supărați pe Dumnezeu, nu numai Iona. Iona e omul acela care e foarte supărat pe Dumnezeu, evanghelistul care merge la evanghelizare, dar cu o rugăciune. Doamne, să nu se pochească ăștia. Și eu am dus mai multe ori la evanghelizare, mai ales în perioada iernii și prin România, când se făceau evanghelizări, dar întotdeauna mă rugam: Doamne, fă să se pochească cei din Ninive sau din localitatea unde mergeam. La Ninive n-am fost invitat la evanghelizare, dar dacă mă duceam, așa mă rugam: Doamne, fă să se pochească.
Iona este evanghelistul care merge la evanghelizare, dar nu, să nu se pocăiască păcătoșii. Dar păcătoșii se pocăiesc spre nemulțumirea și spre mânia lui Iona. Se pocăiesc oamenii, dar se pocăiesc cu adevărat. Și nu că se pocăiesc numai oamenii, se pocăiesc și animalele. Fără să pască animalele, fără apă. Când mai discutam cu frați care sunt mai în vârstă, care nu prea sunt între noi, că au plecat la Domnul, când posteau, câteodată posteau și animalele lor. Oamenii aceștia s-au pocăit cu adevărat și Dumnezeu s-a oprit din mânia lui aprinsă. Știți care era întrebarea din textul pe care l-am citit? Întrebarea pe care a pus-o regele Imperiului Asirian. Cine știe dacă nu se va întoarce Dumnezeu și se va căi și dacă nu își va opri mânia lui aprinsă? Și Dumnezeu se enervează, are o mânie aprinsă, ca să nu pierim. Și mânia lui Dumnezeu a fost potolită doar de pocăința oamenilor de acolo. În această seară am amintit aceste trei categorii de oameni supărați și zăbovim puțin la oameni supărați pe Dumnezeu. Haideți să stăm sinceri înaintea lui Dumnezeu. Ați avut un moment măcar în viață când diavolul v-a ispitit să fiți supărați pe Dumnezeu? Sunt supărat pe Dumnezeu. Eu am întâlnit și oameni care să-mi spună și te cutremur din toate încheieturile când auzi oameni care spun sunt foarte supărat pe Dumnezeu. În urma unei boli, în urma unui accident, în urma unei probleme pe care am avut-o, eu nu mă mai rog, nu mă mai duc la biserică, am renunțat la tot și sunt supărat pe Dumnezeu. Sunt oameni, din păcate, care trec prin astfel de experiențe neplăcute și ar trebui să ne rugăm pentru ei. Oameni care sunt atât de supărați pe Dumnezeu, încât au renunțat la Dumnezeu, la tot ce este sfânt, curat, și unii își găsesc refugiu în alcool sau în alte păcate, pentru că au uitat că relația cu Dumnezeu nu înseamnă că Dumnezeu ne face tot ce vrem noi. Lucrul acesta n-a plăcut lui Iona. Și Iona s-a mâniat. Uitați-vă la soția lui Iov, un alt exemplu de persoană care se supără pe Dumnezeu. Ce s-a întâmplat cu soția lui Iov după ce a venit peste această familie necazurile și a venit ca și o reacție în lanț? Sărăcie, a rămas sărac, cifra de afaceri zero, n-a mai avut bani în cont. E bine când te duci la bancomat și te uiți că sunt multe zerouri după o cifră. Ma cifra aceea să nu fie zero prima, să fie măcar unul și apoi să fie cât de multe zerouri. Și așa că vă bucurați, că nu vă supărați că aveți o cifră mare în față și multe zerouri în urmă. Vă supărați sau vă bucurați? Vă bucurați, tot ne bucurăm și e normal. Dar când te duci și vezi că ai probleme. Femeia aceasta, când a văzut că banii lipsesc, aia s-a uitat în sus, așa, cum se uita, aveam un vecin nepocăit. Când a adresat cuvinte urâte lui Dumnezeu, el se uita în sus. Și câteodată mai ridica și pumnul. Parcă cineva l-a putea lovi pe Dumnezeu. Dragii mei, femeia aceasta a fost atât de supărată pe Dumnezeu, încât a avut o reacție absolut greșită și a spus, bleastă-mă. Femeia care era chemată la binecuvântarea soțului, la binecuvântarea lui Dumnezeu și la încurajarea soțului, a spus, l-a încurajat la un lucru absolut greșit. Bleastă-mă pe Dumnezeu. Chiar dacă mori. Clar că o să mori. Dar măcar mori cu blestemul pe buze. Ce mare binecuvântare să trăiești cu Dumnezeu, dar și să mori cu Dumnezeu. Și să mori cu binecuvântarea pe buze. Rugați-vă de acum când o să muriți. Să muriți rugându-vă. Rugați-vă de acum, pentru momentul morții. Doamne, dăm harul atunci când voi închide ochii să mor, dar binecuvântând numele Tău. Că au fost oameni care au murit tot nervoși. Supărați.
neîmpăcați, neiertați, plini de mânie, au murit așa. Ce mare binecuvântare să mori nu blestemând, binecuvântând pe Dumnezeu. Vedeți, nu toți oamenii știu trăi frumos, dar măcar să murim frumos să învățăm. Uitați-vă la tânărul de pe cruce. El n-a știut să trăiască frumos. Probabil n-a avut nici de la cine să învețe. Dar l-a întâlnit pe cel care a trăit cel mai frumos pe pământul acesta, pe Domnul Iisus. Și pentru că l-a întâlnit acolo, pe lemnul crucii, ca și coleg de suferință, măcar a știut să moară frumos. Și a murit rugându-se. Și rugăciunea aceea a fost înregistrată în cerul slăvit să fie Domnul. Da. Frați și surori, e o mare binecuvântare să ai capacitatea în orice situație, prin orice greu ai trece, să-ți găsești resursele, nu în tine sau în mine, pentru că nu avem de resurse, să-ți găsești resursele, puterea Dumnezeu și să nu te superi pe Dumnezeu, să nu te mâni pe Dumnezeu. Orice s-ar întâmpla. Dacă Dumnezeu va îngădui să vină o boală, un necaz, o nenorocire, întotdeauna să spui, gol, am venit, gol, mă voi întoarce și să putem să binecuvântăm numele Domnului. Frați și surori, există oameni supărați pe Dumnezeu. Și întotdeauna noi, repet, ar trebui să-i avem în vedere pe acești oameni pentru că ei au nevoie de vindecare divină. Și Iona a fost vindecat de Domnul.